Județul Mehedin se află sub atenționare meteorologică cod galben de ploi, valabilă până sâmbătă după amiaza. În acest interval orar va ploua abundent și se vor acumula cantități însemnate de apă. Ploile vor cuprinde aproape întreaga țară, anunță meteorologii care au emis avertizări cod galben pentru instabilitatea atmosferică, averse torențiale, vijelii și grindină. Sâmbătă, 16 octombrie la ora 14, județul nostru se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează ploi însemnate cantitativ. Sunt prognozate cantități de apă ce vor depăși 25-35 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse 35-40 de litri pe metru pătrat. Totodată sunt prognozate intensificări ale vântului, care poate atinge viteze între 45 și 55 de km pe oră. Facem apel la cetățeni să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor în vederea evacuării normale a apelor pluviale. În situația manifestării vântului puternic, le recomandăm acestora să rămână în spații închise care le asigură protecția și să evite deplasările. Cetățenii trebuie să țină cont că în cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, nu trebuie să traverseze râurile sau să se apropie de malurile acestora. Totodată, în situația manifestării vântului puternic, trebuie să rămâneți în spații închise, care să vă asigure protecția, dar să și evitați deplasarea în zonele cu copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți.